Codin, astăzi ai avut meci cu Siria. Ce ne poți spune despre meciul de junior de astăzi? O primă repriză mai slabă. 0-0, da. 0-0, da. A fost repriză, ceva ratări. Mai s-a pasat, care mă, e singurul motiv care mă mulțumește. Echipa a stat binișor în teren. Da. Am văzut că se combină, se vede că copiii sunt lucrați. Da, au aproape un an împreună. Câte antrenamente faceți pe săptămână? Păi, 4 plus jocul. 4 plus jocul, copiii după în zonă, care pleacă acasă, vinerea, și atunci nu mai avem posibilitate să... Jucătorii sunt mulți din jurul, da, Ineaului, da, din, da, localitățile, da, limitrofe. Da. Copii care în general sunt la școală la Ineau. Da. Sau chiar și toți. Stau în internat. Și stau în internat. Da. Cu sprijinul vostru? Cu sprijinul primăriei. Primăria le plătește internatul, masa, care e un lucru foarte bun. Dintre copiii care ai, vezi ceva talente, vezi ceva viitor, componența echipei mari de la Ineu? Da, dar e prematur, nu să, probabil că o să fie, probabil că nu, nimeni nu crede. Așa că... poți să remarci un nume, două? Am văzut că aveți capitanul de echipă, mi l-a, da, plăcut. Raul Belei, Andrei, Șeptaru, Andrei, da, Gavrilă. 21, extrema stângă. Sau 22. 2002, da, viteză. Am văzut echipă că... destul de... și începe să se lege un pic. Sunteți pe locul 3 după, păi, consacratele, da, UTA și Atletico. Complexul, da, sperăm în recurs. N-ați reușit să încurcăm. Nu, să încurcați. Am pierdut la limită cu amândouă, dar asta e. Sperăm că în retur acum să... Păreau mai bine pregătiți. Probabil sunt mai bine pregătiți, dar... individual, dacă îi luăm, nu. Asta e probabil. Și au 4 sau 5 ani chiar împreună. Da, ei au continuitate. Au continuitate, dar sperăm într-un an, cel mult 2, să nu mai avem complexul echipelor din Arad. Nici schimbările de la Ineu la nivel de copii și junior, sperăm ca din vară să creeze o altă atmosferă și o și altă... să avem continuitate, că nu se poate un alt sistem. Munca, da, munca după un an, 2, trebuie 3, 4, chiar 5. Codin, îți mulțumim și îți dorim succes cu grupa care ai. Mulțumesc și eu.